Am făcut cunoștință cu el la o zi de naștere. Era destul de simpatic, așa că ne-am împrietenit. Am început să ne vedem din ce în ce mai des. Ieșeam la întâlniri în fiecare seară. După câteva luni de relație, am hotărât să ne mutăm împreună. Eu lucram. El mă ducea și mă ducea de la lucru. Credeam că așa își arată afecțiunea, că mă protejează. Într-o noapte s-a trezit și a început să mă jignească. L-am dat afară pentru că munceam a doua zi. De dimineață mă așteptau cu un buchet de flori la scară. L-am iertat. Nu știu de ce nu m-am oprit atunci. Era clar că ceva nu e în regulă cu felul în care vede el lumea. La un moment dat am observat că nu mai scrie nimeni, că nu mai am prieteni. La sfârșitul relației am aflat că el intra pe rețelele mele sociale și le spunea prietenilor să nu mai scrie, apoi bloca contactul. După o perioadă de locuit împreună, am început să fie gelos nejustificat. Dacă salutam vreun bărbat, chiar și vânzătorul de la magazin, era foarte gelos. Dacă voiam să merg undeva, oriunde, el trebuia să meargă cu mine. Nu avea încredere. Au început vorbe urâte și îmbrânceli. Mi-a distrus încrederea în sine. Prima palmă a fost inaugurată cu un buchet mare de flori. Apoi au mai urmat multe. Timp de 3 luni am fost încuiată în casă. Dacă vroiam să merg undeva, trebuia să merg cu el. Când mă duceam acasă la părinți, îmi dădeau seama că relația mea nu ar putea fi așa vreodată. Iar el este așa pentru că asta am văzut în familia lui, la tatălui. Am născut un băiețel și am plecat de la el. După o bătaie foarte gravă, am sunat-o pe mama și i-am cerut ajutorul. Nu am vrut ca băiatul meu să crească văzând asta. Am vrut să aibă o copilărie plină de armonie, de dragoste, de oameni. Acum vreau doar să trăiesc liniștit.